Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou la drum prin paginile scripturii, însoțiți fiind de personaje a căror istorie ne vorbește despre Dumnezeu. Desigur, cel care ne vorbește direct în toate aceste incursiuni ale noastre prin paginile scripturii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El este principala noastră călăuză, și fără el, multe din evenimentele și personajele pe care le întâlnim n-ar avea mare valoare. Însă el este cel care prezintă oamenii și evenimentele, nu din perspectiva unui simplu eveniment istoric, ci așa cum vede Dumnezeu lucrurile, pentru că nimic nu rămâne ascuns ochiului său. Nu este nimic care să-l surprindă pe Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu există accidente. Totul în această lume se petrece doar prin voia lui. De aceea orice eveniment trebuie căutat în lumina voii lui Dumnezeu. Nu a fost la voia întâmplării nici ceea ce s-a petrecut cu Iacov și cu fiii săi nu va fi la voia întâmplării nici ceea ce se va petrece cu Iosif. Va Ma mai mult, Dumnezeu îl înștiințează pe Iosif cu privire la anumite evenimente din viața lui. Să mergem deci mai departe în studiul nostru cu privire la viața lui Iosif. Am parcurs până acum 36 de capitole din Cartea Geneza. Data trecută ne-am oprit la versetul 12 al capitolului 37. Odată cu acest capitol începe frumoasa istoria lui Iosif, cel care seamănă ca nimeni altul în paginile Scripturii cu Domnul Isus. Am văzut până acum cât de mare era dragostea lui Iacov pentru acest fiu. Iosif era fiul Rahelei, soția prea iubită a lui Iacov. Rahela moare la nașterea lui Beniamin și de acum toată dragostea lui Iacov se revarsă asupra acestor doi copii. Iacov face o haină specială pentru Iosif, o haină care îl va deosebi și mai mult față de ceilalți frați ai săi. Desigur, aceștia nu sunt deloc încântați de aceasta. Pe deasupra, Iosif mai spunea tatălui lor și faptele lor rele. Luând în considerare și visele pe care Iosif le are și în care frații lui apar ca niște slujitori, cred că puteți înțelege care este popularitatea de care se bucura Iosif în fața fraților săi. Acesta este locul unde ne-am despărțit data trecută de Iosif. Acum începe intriga din istoria lui Iosif. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Vino că își vreau să te trimit la ei. Iată mă, sunt gata, a răspuns el. În vremea aceasta, Iacov locuia împreună cu familia lui în jurul Hebronului, la circa 50 de kilometri sud de Ierusalim, Sihemul este și mai departe de ei. Se pare că aveau mult de călătorit pentru a hrăni animalele pe care le aveau. Pentru că erau atât de departe, Iacov vrea să știe ce se petrece cu fiii și cu turmele lui. Acesta este motivul pentru care îl trimite pe Iosif la ei. Iar Iosif este un băiat foarte ascultător. Nu are nevoie de invitații suplimentare. Este suficient ca Iacov să-și exprime dorința, și Iosif este gata de drum. Israel a zis, du-te, rogute, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine. Și adum vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Iosif călătorește 79 de kilometri, căci aceasta este distanța dintre Hebron și Sihem pentru a-și căuta frații. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif spune te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Dotanul este la circa 24 km distanță de Sihem. După cum observăm, Iosif era un perseverent. El nu se mulțumește să constate că frații nu erau acolo unde presupusese că se aflau. Îi caută până îi găsește. Numai că frații lui nu sunt atât de încântați să-l vadă. Ei l-au zărit de departe și, până se se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: Iată că vine făuritorul de visuri! Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile lui. Cred că știa, Iacov, destul de bine ce fel de fi avea atunci când nu se bucura prea mult de comportamentul lor. Erau niște oameni foarte violenți. Ura lor față de Iosif pare să fie foarte mare. De la distanță, încă atunci când îl văd, își aduc aminte de toate visele lui și vor să scape de el. Înainte de a continua istoria lui Iosif, aș dori să observăm câteva elemente comparative între Iosif și Domnul Isus. În ceea ce privește nașterea, atât Iosif cât și Domnul Isus au avut parte de nașteri miraculoase. În ce privește pe Iosif, el a fost un răspuns la rugăciunile părinților lui. La vremea respectivă am citit că Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Domnul Isus este născut dintr-o fecioară. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Apoi, Atât Iosif cât și Domnul Isus au fost iubiți de tatăl lor. Dumnezeu a spus despre Domnul Isus: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Chiar și haina lui Iosif are o anumită semnificație. Ea avea menirea să-l separe pe Iosif de ceilalți. Ori Domnul Isus, așa cum aflăm din epistola către evrei, capitolul 7, este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. O altă asemănare este aceea legată de poziția pe care fiecare dintre ei a avut-o și reacția oamenilor față de ei. Atunci când Iosif a spus că va domni peste frații lui, aceștia l-au ridiculizat și l-au dușmănit, Domnul Isus a venit pe pământ ca Mesia, mântuitorul omenirii. Nici el nu s-a bucurat de un tratament mai îngăduitor. Iosif a fost trimis de tatăl lui la frații săi, iar Domnul Isus a fost trimis de tatăl la noi, cei pierduți. Apoi, la fel cum Iosif a fost urât de frații săi pentru adevărurile pe care le spunea, Domnul Isus a fost urât pentru demascarea păcatelor oamenilor. Iosif va fi vândut de frații lui, iar Domnul Isus a fost vândut de unul din ucenicii săi. După cum putem vedea, asemănarea dintre Iosif și Domnul Isus este foarte mare. Să ne întoarcem acum la istoria lui Iosif, care continuă cu un episod foarte trist. Este trist pentru că ne dezvăluie dimensiunea răutății umane. Frați fiind, nimic nu-i oprește totuși pe acești oameni să se răzbune pe fratele lor. Singurul care pare avea o inimă mai caldă este Ruben. Iată ce citim în versetele 21 și 22. Ruben a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneți mâna pe el. Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. Ruben intenționa probabil să intre în groapă și să-l scoată de acolo. Se pare însă că mânia celorlalți frați este foarte mare față de Iosif. Este clar ce apreciere aveau față de el. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Haina se pare că reprezenta o mare problemă pentru ei. Era asemenea unui steag roșu pentru un bivol. Când au pus mâna pe el, i-au smuls acea haină. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de izmaeliți venind din Galad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și zmirnă pe care le duceau în Egipt. Mi se pare interesantă atitudinea fraților lui Iosif. Oare care este totuși gradul de corupere la care ajunge omul încât să dea dovadă de asemenea indiferență față de suferința altuia? Iosif era în groapă, suferea, știau cu siguranță că tatăl lor va suferi, iar ei se așează liniștiți la masă. Oricum, în timpul acesta, pe acel drum trece o caravană. Atunci, Iuda, vă duceți aminte de el, a zis fraților săi, Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem izmaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. Iată-l pe Iuda, cel care intervine. El nu dorește să-și omoare fratele, dar nici să meargă mai departe în salvarea lui, așa că se gândește cum să aibă și un câștig de pe urma fratelui lor. Mă gândesc acum la cât de curioasă este mintea noastră atunci când este vorba de rău. Ce ușor facem noi clasificări ale răului. Ne gândim că unele lucruri sunt mai puțin rele decât altele și în felul acesta luăm cele mai multe din deciziile noastre. Nu ne gândim cum putem înlătura răul, ci cum este mai liniștitor pentru conștiința noastră. Cine a citit coliba unchiului Tom și a înțeles cât de cât imaginea sclaviei, poate înțelege mai bine, cred, care este diferența între o posibilă moarte a lui Iosif în această situație și moartea înceată în chinurile robiei. Dacă Dumnezeu nu ar fi fost cu el, probabil că aceasta s-ar fi întâmplat. Multora din personajele acelei povestiri, moartea li se părea o izbăvire de teroarea și chinul sclaviei. Nu la fel îi se pare lui Iuda. Pentru el, robia este o alegere mai bună pentru fratele său. Sunt atâția oameni care spun, am avut de ales între două orele și am ales lucrul cel mai puțin rău. Oare? Atunci când este vorba de rău, orice clasificare este mai mult decât relativă. Dar să mergem mai departe. La tăcerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint izmaeliților care l-au dus în Egipt. Poate vă gândiți acum că Moise, cel care sub călăuzirea lui Dumnezeu a scris aceste rânduri, ar trebui să se hotărească odată, sunt izmaeliți sau madianiți? Cine sunt în cele din urmă? Sau este o greșeală a Bibliei? Îmi amintesc că cineva a adus odată o carte care enumera câteva locuri din Biblie pe care le considera erori și dorea astfel să discrediteze Scriptura. După ce am citit cartea, am găsit nenumărate erori, dar nu în Biblie, Cine în acea carte. Pentru mine era evident că cel ce scrisese cartea nu știa nici măcar despre ce vorbește dar printre aceste, așa zise, erori se număra și acest episod în care Iosif este vândut de frații săi. Să vedem deci despre ce este vorba. Am mai spus până acum că ismaeliții erau descendența lui Ismael, fiul lui Avram. Atunci cine erau madianiții? Ei erau descendenții lui Madian, unul din fiii lui Avram. Ismael a fost fiul lui Avram cu Agar, iar Madian a fost fiul lui Avram cu Chetura, soția pe care Avram și-a luat-o după ce a murit Sara. Toți acești copii erau frați. Erau rude foarte apropiate chiar cu acești băieți care își vând fratele. Dacă ar trebui să facem o evaluare la acest moment a neamului care este mai mare, cred că Ismael era cel care avea cei mai mulți urmași. El era cel mai în vârstă și este cel mai probabil ca el să fie avut cei mai mulți descendenți. Izraeliții la acel moment nu erau decât 12. În ce îi privește pe Madianiți, nici ei nu puteau fi prea mulți. Madian s-a născut după Isaac, deci tot ce este posibil ca numărul lor să fi fost aproximativ egal cu cel al izmaeliților. Așadar, aceste grupuri nu erau atât de numeroase. Noi ne gândim la ei ca la mari popoare, dar să nu uităm că nu sunt decât la începutul istoriei lor. Acești oameni aveau o îndelednicire comună, comerțul, pentru că erau și rude apropiate, este foarte probabil să fi străbătut împreună deșertul în călătoriile ce le făceau. Acesta este motivul pentru care Moise este îndreptățit să-i numească atât izmaeliți cât și madianiți. În cele din urmă nu se dezvoltaseră ca triburi separate sau popoare distincte. Acum nu sunt decât niște familii apropiate. Iată așadar că atunci când avem o atitudine potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are mereu explicațiile necesare. El nu se contrazice atunci când nu vrem noi să se contrazică. Citind cu tot felul de prejudecăți acest cuvânt, nu vom ajunge niciodată la înțelegerea lui și cu atât mai puțin la înțelegerea aceea specială necesară mântuirii sufletelor noastre. Revenim însă la Iosif, care este vândut acestor rude apropiate. Singurul care dorea să-l scape din toată această încurcătură, Ruben, a fost plecat în acel moment. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis: Băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Cred că Ruben a aflat ce au făcut ceilalți cu Iosif, dar probabil izmaeliții erau de acum departe cu fratele lor. De acum trebuia găsit o soluție care să-i scoată nevinovați în fața tatălui lor. Ei au luat atunci haina lui Iosif și, jungind un țap, i-au înmuiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, Iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Se pare că nu de imaginație duceau lipsă acești oameni. De fapt, nu de puține ori am văzut oameni cu o foarte bogată imaginație pusă în slujba răului. Frații lui Iosif îl înșală pe tatăl lor. Vreau să vă aduc acum aminte de un episod din viața lui Iacov. Vă mai amintiți de episodul în care Iacov îl înșală pe Isaac pentru a primi binecuvântarea întâi lui născut? Vă amintiți ce stratagem a folosit Rebecca, mama lui Iacov? Ea a pus blana unui ied pe mâinile și pe gâtul lui Iacov, iar în loc de vânat a gătit un ied. Iacov plătește cam cu aceeași monedă. Cine știe dacă nu cumva fiii lui au învățat și retlicul chiar de la el? încă o dată doresc să atrag atenția asupra faptului că faptele noastre ne urmează. Cu alte cuvinte, întotdeauna ceea ce facem va aduce rezultate în cele din urmă. Depinde de noi cum vor arăta consecințele faptelor noastre. Cred că vă mai aduceți aminte versetul din Epistola către Galate în capitolul 6 pe care l-am citat atunci. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Când semănăm porumb, porumb vom culege. Semănăm cartofi, cartofi vom culege. Este una din legile universal valabile. Este valabilă în agricultură, dar este valabilă și în ceea ce privește moralitatea unei persoane sau spiritualitatea lui. A fost valabil acest principiu pentru Iacov, va fi valabil pentru fiecare dintre noi. Să ne întoarcem la Iacov, care este adânc lovit de această veste. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat, da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jelit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților și plângea astfel pe fiul său. Este mare durerea lui Iacov. L-a iubit foarte mult pe Iosif. Însă un alt lucru pe care doresc să-l semnalez aici este cel legat de credința lui Iacov. Poate vă aduceți aminte de acel eveniment de la Peniel. A fost momentul în care orgoliul lui a fost zdrobit. Dar el tot n-a învățat să trăiască prin credință. Ce vreau să spun? Pe parcursul studiului nostru vom ajunge să vorbim despre David, un alt mare om al lui Dumnezeu, la un moment dat, unul din copiii lui, un copilaj micuț, era pe moarte. David îl iubea pe acest micuț la fel de mult cum iubea Iacov pe Iosif. Diferența între ei este că David era totuși un om al credinței. El plânge și se roagă lui Dumnezeu pentru micuțul copilaj, dar în cele din urmă acesta moare. Toți se așteptau să fie și mai îndurerat, dar David își reia viața dinainte. Motivul pentru care nu mai plânge, spune el, este că de acum copilașul este cu Dumnezeu și într-o zi se va întâlni din nou cu el. Aceasta era credința lui David. Iacov nu face altceva decât să-l plângă pe Iosif. Nu mai avea speranțe de a-l revedea. Dragul meu prieten, suntem atât de atașați de anumite persoane foarte dragi nouă. Nu este nimic greșit în acesta. Dar se întâmplă ca din aceste persoane unele să plece din lumea aceasta. Ce reacție avem? Am cunoscut persoane care erau complet distruse după pierderea cuiva drag. Ei credeau în Mântuitorul, credeau că el a înviat, dar nu mai credeau că într-o bună zi se vor întâlni din nou. De asemenea, dragul meu prieten, dacă ai persoane dragi și n-ai dorit să fii vreodată despărțit de ele, asigură-te că vor ajunge să cunoască mântuirea ce vine prin Domnul Isus Hristos. Dacă aici îți este greu să te desparți de cineva pentru o vreme, dar să fii despărțit de cineva pentru vecie. Iacov este plin de durere. Nu credea că Dumnezeu mai poate face ceva, mai poate schimba ceva. Nici măcar nu se gândea că mai este o șansă de a-l revedea din nou pe fiul lui iubit. Acum suntem la încheierea capitolului 37, când Iosif este deja vândut ca rob în Egipt. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon și anume căpetenia străjerilor. Acesta este începutul unei și mai palpitante istorii care ne va fi redată în capitolul 39. Până atunci mai avem însă capitolul 38. Este un capitol care vorbește despre unul din fiii ce vor ocupa un loc însemnat în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dar să nu anticipăm. Dragi prieteni, așa cum bine am putut vedea și astăzi, stricăciunea umanității nu are limite. Frații sunt în stare să-și vândă frații. Aceasta era starea omenirii cu sute de ani în urmă, iar acum nu s-a schimbat prea mult. Aceasta trebuie să ne facă să înțelegem odată în plus cât de necesară este intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Așadar, cu inimile deschise, să acceptăm dragostea și grija pe care Duhul lui Dumnezeu este gata să le aducă în viețile noastre. Rămâneți cu har și pace. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico.